ACS Viitorul Severin a obținut o nouă victorie entuziasmantă în etapa a 5-a campionatului județean de fotbal Mehedinți, seria a 2-a, Liga a 4-a. Meciul plin de pasiune și determinare a avut loc duminică, 8 octombrie, pe stadionul din Burila Mică, acolo unde echipa a înfruntat CSL Gogoșu și s-a impus cu un scor convingător de 4-1. ACS Viitorul Severin a demonstrat încă o dată calitatea sa în acest sezon, jucând cu încredere și determinare. Scorul final de 4-1 a fost rezultatul eforturilor susținute ale echipei și al performanței individuale remarcabile a unor jucători cheie. Golurile au fost marcate după cum urmează: Moțițanu Alex, minutul 36 și minutul 68, Răducan Roberto, minutul 64 și 81. Victoria aceasta adaugă un nou capitol de succes în palmaresul echipei ACS Viitorul Severin în acest sezon. Eforturile lor susținute și dedicarea lor sunt cu siguranță remarcabile. Ce surprinde însă la ACS Viitorul Severin este prezența în lot a 3 fotbaliști străini, printre care un camerunez și 2 africani. Astfel, ACS Viitorul Severin fiind singura echipă din județ care promovează jucătorii străini. Antrenorul echipei Vasilică Dorian, secretarul clubului Budă Teodor, vicepreședintele Crețescu Marius și jucătorii ACS Viitorul Severin continuă să-și urmeze obiectivele și să-și îmbunătățească performanțele în competiție. Următorul lor meci este programat sâmbătă 14 octombrie, când vor juca derbiul etapei acasă pe terenul de la Pristol, împotriva echipei CS Victoria Vânjumare. Cu această victorie recentă și cu moralul înalt, fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum va evolua echipa lor în următorul meci. ACS Viitorul Severin își consolidează poziția în fruntea clasamentului și continuă să inspire comunitatea locală prin pasiunea și succesul lor în fotbalul județean. Cu fiecare meci, echipa arată că este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele stabilite pentru acest sezon.